Pace Domnului Iisus și Domnul să vă binecuvânteze cu multă pace, sănătate și multă biruință și multă bucurie în Duhul Sfânt. Astăzi suntem în 26 ianuarie și Duhul Sfânt îmi aduce aminte de visul avut săptămâna trecută și simt că trebuie să vi-l spun. M-am visat într-un loc, la o ieșire dintr-o gară, se vedea un loc și la ieșirea din aeroporturi sau gări mari, dar era o punte albă pe unde se ieșea. De pe punte aceasta se putea intra direct într-un cort alb foarte mare, unde erau foarte mulți lucrători care așteptau pe cel ce trebuie să vină. Erau îmbrăcați într-un... Eu eram îmbrăcat într-un capot și cu un șorț și slujeam. Ajutam pe frații care erau în lucrarea aceea. Era o masă întinsă unde era mâncare. În cort erau mai erau puțini lucrători în picioare la slujit, pentru că erau trântiți pe jos, pe tărci, nu erau dezbrăcați de tot de putere, dar din cauza loviturilor abia mai reușeau să respire în zăduful zilei. Era o căldură mare. Era soare puternic, erau obosiți și supărați. Am văzut că o soră cu două surori mai tinere s-a îndreptat de pe punte spre cort și mi s-a dat că vin să ispitească și să vadă ce mai se mai întâmplă. Am alegat repede la fratele care se ocupa cu lucrurile de la vase, de la masă. Acesta mi-a dat farfurii albe și pahare și ca să servesc aceste persoane. Dar era așa de obosit și el că după ce mi le-a dat s-a așezat pe o targă, era foarte lovit. Eu am luat acele vase și am trecut printre cei care erau întinși pe jos, practic îi pășeam, pentru că mi-era și milă când îi vedeam toți căzuți așa, dar nu erau, nu dormeau, nu, erau într-o suferință mare, sufereau din cauza căldurii, din cauza oboserii și din cauza loviturilor care le primeau de la alții. Sora a venit să-i ispitească și totuși a văzut mâncare foarte bună pe masă, masa era întinsă, lucrătorii erau puțini, era un singur lucrător la masă, un păstor era la masă, îl cunosc, știu cine este. Restul erau acolo în cort care erau trântiți, erau loviți, erau obosiți. Și sora și-a schimbat părerea când a văzut că masa este plină de mâncăruri bune și a luat și a mâncat. Mi s-a făcut cunoscut că frații care erau întinși pe jos sunt frați lucrători loviți dintr-o parte și alta care au obosit de la lovituri și au obosit să lupte. Ei așteptau pe cel ce trebuie să vie, dar sunt foarte trudiți și obosiți din cauza celor care le vorbesc de rău și le trântesc fără milă la pământ. Tata vrea ca să ne rugăm pentru frații noștri care sunt loviți, ca el să-i poată folosi. Nu mai aruncați cu pietre lucrători, pentru că Dumnezeu îi iubește și nu îi va lăsa. Să fim atenți când vorbim, pentru că este foarte ușor să știm, să stăm pe margine și să comentăm. Dar Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Un lucru foarte important care vi-l pot spune, în această tabără nu erau femei lucrătoare. Erau numai bărbați care lucrau. Femeile slujeau. Dumnezeu să vă dea biruință și să vă ajute să faceți lucrarea Domnului așa cum vrea El și să ne ajute Dumnezeu să ne rugăm pentru frații noștri care trec prin lovituri, prin probleme, prin necazuri, pentru că loviturile vin din partea celui rău. Pentru că frații nu erau, erau trântiți, dar nu omorâți. Erau jos, dar Dumnezeu îi iubește mult. Erau jos pentru că nu mai puteau din cauza loviturilor care le primeau. Domnul să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne facă să fim înțelepți și să ne ajute să ne rugăm unul pentru altul, pentru că timpurile sunt foarte aproape și cel ce vine va veni și nu va întârzia. Slăviți-vă!